Salut, prieteni voi! Sunteți pe canalul Sofia Show! Fetele, ce aveți voi aici? Asta ce este? Zestre, poate? Sunteți două mirese? Da? Tata v-a pregătit vouă zestre, da? Și vă mărită! Da? Sau nu? Nu! Ce aveți voi în aceste două cutii? Pat! Priviți ce pat mare o să aibă fetele! Ce pat mare a încăput în aceste două cutii. Noi astăzi cu tata am fost după acest pat și am crezut că o să încărcăm în mașină foarte multe lucruri, dar ne-au dat doar aceste două cutii, noi încă am întrebat doar atât și s-au râs și au zis că da, doar atât. Deja după ce noi o să asamblăm acest pat, o să vedeți ce pat o să aibă Sofia cu Sara. Este un pat nou. Un pat mare, dar totodată și mic. Haideți să arătăm ce aveți voi aici. Este, arată exact ca zestrea pentru mirese. Deci avem aici două plapume. Da? Nu se deschide plapumele, cred că toți știu cum arată plapumele. Și tata a vrut foarte mult să ia perne ortopedice. Am luat și două pernițe pentru fetițe. Și am avut o comandă specială de la Sofia și Sara. Elsa. Da, lingerie de pat. Sara a vrut să fie de culoare roz și am găsit așa cu prințese. Da, eu am vrut cu Elsa și eu și cu Ana. Haideți să deschidem, sunt curioasă să văd cum arată. Așa, este compusă doar din două. Nu, asta pentru piernă. Aceasta este pentru piernă și gata? Da. Eu m-am așteptat că o să fie din trei compusă. Dar are doar pentru plapumă. Hai să vă arătăm așa ce este aici. Așa, priviți cât de mare. Elza. Salut. Cu Ana. Priviți cât de mare. Așa. Și atât, păcat. Și la Sara, păcat. Și la Sara, hai să vedem și la Sara. Hai, Sara, deschide. Să vedem, Sara deja rupe. Hai să vedem. Wow. Iată, aceasta este fața de... da? Pentru piernă. Every day is a princess day. Fiecare zi este ziua prințesei. Și aici ce ai tu? Prințesele. Prințese. Frumoase. Mie îmi place Rapunzel. Priviți cât de frumoase. Aia e eu. Priviți. Aia e eu. Se vede? Wow. Așa. Se vede, da? Și acum priviți partea aceasta. Wow! Câte prințese sunt aici. Îți place, Sara? Da. Așa cum ai vrut tu? Da. O, Sara deja se culcă. Iurea. Deja o să vedem. Tata ne-a promis că mâine o să asambleze acest pat. Da? Da. Și o să vedem, nu mi-închipui cum o să arate, este foarte micuț așa, dar o să vedem deja când o să fie asamblat cum o să arate. Noi astăzi nu am venit cu un filmuleț ceva mai special, mai deosebit, deoarece cu tata nu am avut timp, da? Noi azi toată ziua am petrecut un drum până când am mers, am adus patul, deoarece nu este la noi din oraș. Sperăm că v-a plăcut până ceea ce am procurat noi. Deja o să vedeți după ce noi o să asamblăm. Vă rugăm să ne încurajați cu like-uri, să ne scrieți comentarii, să ne scrieți în comentarii cine are pat cu două nivele. Deoarece la noi patul o să fie cu două nivele. Cine are astfel de pat, ne dați like-uri, ne scrieți. Sau poate cine visează la așa pat, da? Tu ai visat la așa ceva. Și Sara a vrut. Ne scrieți, ne încurajați cu like-uri, comentarii, vă iubim foarte mult și vă zicem la toți, pa, pa! Pa, pa!